Vă salut, dragi prieteni, și bine m-am regăsit la un nou videoclip. Încă un videoclip din seria pe care cred că o apreciați cel mai mult în perioada asta. Așa că nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, să adunăm cât mai multe like-uri, să facem multe, multe like-uri la acest videoclip. Testăm petarde și artificii perioada aceasta. Dar în video de astăzi o să testăm moriști. O parte dintre ele le-am mai testat, cred că poate pe majoritatea. Am și ceva nou, foarte drăguț acolo. Nu am testat și nu prea am văzut. Nu știu, poate n-am văzut eu, dar voi poate le cunoașteți. Ideea este că vreau să le testez acum pe lumină, pe ziua, pentru că le-am mai testat pe timp de noapte și de foarte multe ori nu focusează camera pe lumina aceea pe care o degajă, și am zis că vreau să filmez pe ziua. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să apreciați acolo cât mai multe like-uri, să se adune, pentru că știu că tot mi-ați cerut în continuu în comentarii petarde și artificii în fiecare zi. Nu știu dacă o să pot să postez în fiecare zi doar petarde și artificii, pentru că na, am și eu o viață personală și pe lângă asta mai postez și alte tipuri de videoclipuri, alt conținut, știți foarte bine, cu animalele mele, cu viața mea, călătorii, sport, natură și tot ce mai fac, dar perioada asta o să încerc, după cum am promis, să postez cât mai des posibil, poate în fiecare zi, dar nu o să fie chiar zilnic, câte un clipuleț cu petarde, artificii, teste și alte nebunii. Și am luat-o așa ușor perioada aceasta, cu niște chestii mai chill. Așa că încă o dată nu uitați să dați pe butonul de like. Avem aici foarte multe tipuri de moriști pe care le vom testa pe ziua, unde am pus eu bricheta aici, frumos. Așa că, bine, astea nu sunt moriști, mai am și vreo 2-3 chestii în plus. Dar hai să începem cu moriștile acestea, prima dată. Așa, și Nicoloase cu mine. Asta mai dat și aseară, dar o să dăm acum pe ziua, pentru că nu s-au văzut prea bine. Bun, avem aici o mică morișcă dintre asta Spin Burst. Cam așa arată, să o vedeți foarte bine. Îi dăm foc și ne dăm la o parte. Și acum hai să vedem, deci dacă nici acum nu focusează, mă... Ia uite, s-a dereglat. Așa că nu, n-a fost ce trebuie. A ținut mai mult, tati, s-a dus, deci fiți atenți, deci e așa și așa. Deci eu o pun așa cu partea asta. Mai dă mâna. Dai că s-a pornit vântul acum. Și uite că îmi stinge bricheta și nu am luat tot una antivânt. Gata. Deci nu știu ce are de... Ui, s-a lovit de cealaltă, nu pot să cred cât de tare. Da. Bun, cam așa face, vedeți și voi, aceste Spin Burst, morici de sol. Continuăm tot cu niște morici de sol, ceva mai mare, astea mi-au plăcut, chiar arătau foarte interesant, cum se vedea pe timp de noapte cu ochiul liber. Problema este că așa invers nu se vede, deci dacă nu-i cu ochiul liber, nu e ca pe cameră, dați așa să dăm această morișcă. Așa. S-a trecut cam prea repede. Și ea se tot învârte. Ar fi trebuit să țină puțin mai mult. Deci, ca să facem o comparație, o să iau de aici Tasmania, comparativ cu această morișcă. Deci, avem aici un Tasmania și aici o dintre asta. Deci seamănă foarte mult una cu alta, cred că și la grămaș și la tot. Deci, le-ai da, mai folosit? Am mai dat și o să mai dăm. Haide! Tasmania. Că eu n-am mai văzut-o. Bun, deci cred că aș da simultan. Le-aș da, nu știu ce zice, să le dau pe amândouă odată. Să facem o comparație. Adică, nu vrei pe amândouă odată, Nicolas? Eu așa aș zice. Le punem una lângă alta, să vezi că, cum o să facă diferența dintre ele. Nu ia foc, că n-au cum să ia foc, doar atâta face, ăsta e singurul foc pe care îl fac. Deci avem aici în stânga Tasmania și dincoace cum se numește Bloomfire ăsta. Hai să facem comparație, sper să se aprindă așa, simultan. A, nu, nicio șansă, s-a dus doar ăla. Bă, a sărit în sus, mă. A, nu s-a aprins ăsta, mi s-a stins flacăra. Acum îi dăm la Tasmania. Gata.
Cam asta e diferența dintre cele două, finalul. În rest mi se par asemănătoare. Doar că te-ai speriat puțin? Ai uitat că la asta pocnește, nu? Da. Da. Bun. Da. Ia uite ce a făcut. S-a făcut urmă. Uite așa a făcut, vezi? Ia uite cum s-a învârtit. Bun, hai să îi dăm în continuare. Dă-n. Un alt titirez, să-i dăm aici Dragonai. Asta știu că-ți plac, tati. Asta-mi foarte plac. Îți plac foarte mult, nu? Îmi plac foarte. Da? Așa. Bun. Hai să îi dăm la acest Dragon Eye. Așa, după aia o să le strâng. Așa, și astea sunt foarte, foarte simpatice, cum se învârt. Da, cam prea repede, nu înțeleg de ce. Foarte drăguțe și astea. Ia să mai dăm una. Nu aleg eu. Nu vrei să mai dăm una de asta? Dăm una albastră? Că mi s-a părut că s-a dus prea repede, parcă a pocnit. Adică vreau să încerc să focusez, să vedeți și voi, să faceți o comparație între jocul de lumini pe care l-au fiecare. Nice. Și încă se duce. E ca o navă spațială. Da, ca o navă spațială. Bun. Un alt titirez, stai așa să vedem, Nicolas, sloboscoape, nu-i titirez, uite, aici, ăstea, fii atent, pentru că am astea pe care le-am găsit la setul ăla, deci asta e de aici, da, din setul ăsta, și aici avem rotace cu ăstea, care, nu sunt chiar la fel, dar tot pe acolo, rotace cu, cred că e cam aceeași brânză. Da, hai să-i dăm la un rotace de ăsta mic. Pac. Ce frumos a făcut ăsta. Neașteptat, parcă a ținut mai mult. Cu câteva secunde tot a ținut mai mult. Cu față de un spin burst, ia. Mai de unul. Un spin burst. Am în două dată. Două dată? Hai că dăm și două dată, că nu-i problema, că mai avem. Ia uite. Bloc asta nu pocnește. Ce tare. Acum mi-a trecut o idee foarte tare. Cum ar fi să-l pun într-un fel de cerc și văd că când se lovește face așa du-du-du-du și să bag vreo 3-4 sau 2-3 odată, știi, să le fac în cerc, să pornească toate și să înceapă să se lovească între ele. Dic-dic-dic-dic. Ce tare ar fi. Fac ca un parapet. Ce ziceți? Facem așa un experiment, să bag titireze dintre astea la bătaie. Nu mai? Nu acum, în alt video, Nicolas, da. Vezi să nu calci pe alea de pe jos de acolo. Hai că stroboscopul și fluierul ăsta. Hai, titirez. Băgăm un titirez ăsta mare. Să alegi tu? Da, că așa ai zis noaptea. Da? Da. Hai că te las pe tine, după să alegi după ăsta, da? Hai că băgăm acum frumos. Uite, ăsta de aici. Ia uite cum sunt puse. Ăsta de aici. Așa. Deci un super lotus. La fel tot de la Fire Show. Dar un pic mai făcut rapid. La Timiș. Un pic mai anul 2022. Ăsta e mai rapid, moriș de sol. Arată foarte interesant, așa? Da. Hai să-i dăm, să vedeți și pe ziua cum sper. Hai. Deci are trei culori, mi se părea. Una pe aici, una pe sus și una pe dedesubt. Acum sper să reușesc să filmez așa cum trebuie. S-a văzut? Și încă se mai învârte. Cred că s-a văzut. Pe noapte se vede foarte frumos, cu ochiul liber. Dar în spate m-am lovit de ăla. Ce, te-ai lovit de floare? Da. Uite-te când ai în spate. Hai, alege tu. Hai, alege tu de aici, din cutiuța magică. Le dăm afară pe alea? Astea? Da. Astea le-am luat și pe astea, să mai dau și fântâniți dintre astea colorate. Hai să vedem pe ziua. Ce culori vrei? Alege. Albastru. Albastru? E galbenă? Galben. Era albastră, dar cred că ai luat-o pe aia. Hai că dăm și albastră și galben. Dăm două odată? Da. Ia să vedem, uite. Punem una aici și una aici. Sper. Dai așa ca să le... Sper să nu iau foc. Păi nu iau foc, dar face un scântei așa. Special. Scântei. Asta e scânteia, când se aprinde.
Să vedem. Hai, hai. Da. Sunt niște... Uite că una e verde și una e roșie. Și uite, a ținut mai multe. Deci e albastră și galbenă, iar culoare, deci asta, deși e albastră, era culoarea verde, iar asta e galbenă și avea culoarea roșie. Da. Deci n-au treabă una cu alta. Hai să încercăm ceva nou, Nicolas. Astea. Nu, de ce? Mai ai altele? Nu, doar pe astea le-am. Dar trebuie să le încercăm, că de când le-am cumpărat nu le-am încercat. Avem emoji. Le dai pe toate? Emoji. Le dăm pe toate, tati. Da, le dăm pe toate, da? Da, pe rând. Categoria F1 și astea sunt foarte interesante. Multe chestii noi. Ăștia. Dar care? Păi care vrei tu? Ce să dăm acum? Cel mai mult îmi place ăsta. Îți plac astea? Da. Astea sunt granule luminoase. Foc. Da, astea fac un scântei. Hai să vedem și ziua cum, cum fac scântei. Este așa. Dincolo. Da, face un fel de flash. Tu. Ca un fel de flash. Da, fără zgomot, fără nimic. Hai, stroboscop. Și ăsta e tot ca un fel de flash, tati. Hai să vedem și ăsta. Dacă tot am luat aici. Hai să vedem. Dă și stroboscopul. Da. Nu pocnește. Nu pocnește, doar luminează. O cuta fum. Mamă, deci zici că e... Te orbește dacă te uiți de aproape fix în el. Hai, alta. Hai, ăla e un fluier. Dă-mi un fluier de acolo. E ăla care se duce și fluieră. Haide. Da? Am dat aseară de asta. Hai să vedem pe ziua. Zici că eu v-am spus, zici că e o gumă dintre aia în formă de țigaretă. Tot. Haide. Ce fel a rămas urma? Da. Da. Le dăm acum pe toate astea. Pe toate? Hai, măcar una, nu pe toate. Nu, că cumpăr altele. Mai cumpăr altele? Da. Dar pe astea le-am cumpărat oma din afară, tati. Nu știu când mai ajung eu pe acolo să iau de astea. Te rog. Trebuie să fac 2500 de kilometri până acolo ca să mai iau de astea. Mă costă numai drumul. Poftim? Asta nu va exploda. Deci sunt emoji, sunt tot așa morici de sol, titireze. Tot așa scrie pe el, nu scrie în român, niciun caz, nici în engleză nu scrie. Poloneză și cehă sau ce asta? Pozăne. Da. Deci cam așa arată. Nu știu dacă fac diferit sau nu. Deci avem aici, asta e așa, să vedem. Avem, ia uite, avem o față zâmbitoare. Artificii emoji. Avem un pupic, așa o inimioară. Hai să-i dăm pe ăsta. Hai să-l dăm pe ăsta. Un albastră zâmbitoare. Aici. Tot aici unde ți-ai dat, vedem? Aici o dăm. Acum. Hai să vedem emoji-ul cum va face. Avem vreo surpriză? Wow. Mamă, cât de frumos! Pată! Uau, la asta nu mă așteptam! Nicio! Uau, nu mă așteptam la final să... Bă, cât se învârte și a făcut și culoare! A dat... Bă, ce noroc, am dat-o și ziua, nici nu mă așteptam la asta! Bă, ce tare! A rămas așa! Cât de tare a făcut chestia asta. Deci... să dăm și altele. Da, băi, ce fain. Va, astea ziua trebuie date. Că dacă le dăm noaptea, nu se vor vedea. Ce frumos. Dar o să dau una și noaptea, că vreau să văd cum se... Da, bine, că... Dar s-a văzut oricum. Și a ținut și de mult, destul de mult lumina, vârtejul, efectul. Da, o să mai facem încă un alt videoclip, Nicolas, cu ele.
Dacă oamenii apreciază și facem, nu știu, 2500 de like-uri la video, spune. O mai dau pe asta și gata. Îți promit că în câteva minute o dăm. Da? Și o să și filmăm și o să punem video acum, dacă lumea apreciază clipul ăsta. Deci nu fac clipuri lungi de jumătate de oră, 10-15 minute maxim, sper să vă placă. Păi ăsta e fitilul, tati, pe aici se aprinde. Dacă v-a plăcut clipul, deci nu uitați să dați pe butonul de like. Câteva teste așa mici, plăcute ochiului, foarte simpatice, inofensive chestiile astea, foarte drăguțe. Momentan, da, o să vedem imediat. Dar asta rămâne între noi, că facem video pentru altă zi, da? Bun, ăsta a fost videoclipul. Nu uita să vă abonați, like, subscribe, follow pe TikTok, follow pe Instagram, follow pe unde mai vreți voi. Cam atât, ne vedem data viitoare pe Facebook, pe canalul secundar și tot. Pa, pa!